Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. În numele Mântuitorului Iisus Hristos, încă o dată vă salutăm pe toți și ne bucurăm de sărbătoarea acestei seri în care am fost unii alături de alții, în același loc, simțind prezența Duhului Sfânt. Am ascultat cuvântul de predică, am cântat, ne-am rugat, ne-am vărsat amărăciunile de oameni înaintea Domnului. Și acum suntem aproape să plecăm acasă ușori și plini de liniște, pentru că poverile sunt acolo unde este locul lor, la picioarele crucii de la Golgota. E așa o expresie fără prea mult sens în limba română, Golgota n-are picioare și nici crucea, dar această exprimare are un sens adânc din punct de vedere spiritual. Acolo jos, unde crucea a fost înfiptă în pământ, acolo sunt toate problemele noastre pe care Dumnezeu le are în vedere. Slăvit să fie Domnul! De dimineață am fost împreună și am cercetat cuvântul Domnului. Și au mai rămas multe lucruri de spus, ca de obicei. Noi murim și nu rămânem să spunem tot ceea ce trebuie spus, dar câteva trebuie spuse neapărat. Așa că o să vă cer îngăduința în timpul care ne-a mai rămas. Nu mai este el mult, dar atât cât este. Noi niciodată n-avem timp, însă să știți că avem atât cât ne facem. În seara aceasta aș vrea să continuăm gândurile de dimineață. Dacă vă aduceți aminte, dimineață am privit în Scriptură și predica a fost cum să ne împărtășim. Și a fost prima noastră întâlnire pe acest subiect. Acum abordăm din nou subiectul acesta ca o lecție numărul 2 și continuăm cum să ne împărtășim. Am vorbit de dimineață despre faptul că atunci când ne întâlnim la cina Domnului, se întâlnesc două părți. Se întâlnește Dumnezeu într-o stare de sfințenie absolută și omul într-o stare de păcătoșenie absolută. Și omul trebuie să aibă părtășie cu Dumnezeu, dar Dumnezeu nu se coboară la nivelul de păcat al omului, ci omul trebuie să se ridice la nivelul de sfințenie al Domnului. Lucrul acesta se realizează prin Hristos. De la starea de nevrednic, noi luăm haina pe care Hristos ne-o dă prin credință, ne îmbrăcăm cu ea și dintr-o dată suntem vrednici. Ei bine, tot procesul acesta, că nu e un eveniment, este un proces. Tot procesul acesta, vreau să-l explic puțin în seara aceasta, făcând apel la gramatica limbii grecești, și o să fac lucrul acesta într-o manieră cât mai simplă, pentru că nici eu nu mă pricep la lucrul ăsta prea mult și nici nu vreau să devină prea filozofică expunerea mea. Vreau doar în același timp să înțelegem ce trebuie să facem atunci când facem. Pentru că dacă un lucru trebuie făcut, el trebuie făcut bine. Deci, vreau să explic în minutele care urmează în ce fel noi trebuie să ne judecăm în mod personal. Pentru că aceasta este marea problemă a pocăinței, judecata personală. Oamenii nu mai au puterea să se smerească, să recunoască că-s vinovați și să-și mărturisească păcatul. Îl ascund, îl tăinuiesc, îl bag undeva într-un colț al inimii, crezând că propășesc, dar nu propășește nimeni care nu-și mărturisește păcatul, spune Scriptura. Și acum am să spun din Scripturi ceea ce a spus Pavel, cum trebuie un om să se judece pe el însuși. Pentru că cine îl judecă pe altul cade sub păcat, numai Dumnezeu are dreptul să judece. Frați și surori, să țineți minte, pe predicator n-aveți dreptul să judecați niciunul dintre dumneavoastră. Unul singur are voie să-l judece, cel care l-a trimis să predice, stăpânul. Aveți dreptul să judecați predica. Aveți dreptul să judecați prorocia, dar prorocul nu. Pe proroc îl judecă cel ce l-a trimis. Aveți dreptul să judecați cântarea, dar pe cântăreț nu. Pe cântăreț îl judecă cel ce l-a trimis. Nu judecați omul, nu aveți calitatea. O singură persoană am eu dreptul să judec, pe mine însumi. Cum? Uitați cum. Dacă deschideți Biblia în 1 Corinteni, capitolul 11, unde a fost deschisă de dimineață, că acolo textul cu pricina, în versetele de la 28 la 32, Pavel folosește 4 cuvinte diferite în limba originală în care el a vorbit atunci, respectiv greacă,
pentru ca să explice patru aspecte ale procesului judecării de sine și noi, înțelegându-l, să procedăm la împlinirea lui. Și acum fiți cu băgare de seamă, adică cu atenție. Versetul 28, citim cuvântul. Fiecare să se cerceteze pe sine și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Verbul aici este să se cerceteze pe sine. Aici există un anumit cuvânt în limba grecească și cuvântul acesta este, nu are nici prea multă importanță, dokimazo, dar îl spun doar ca să vedeți că e diferit de celelalte. Și aici înseamnă așa, să te judeci pe tine însuți. Să te cercetezi, să te verifici, să faci o examinare atentă cum îți face medicul când te duci la el sau cum face mecanicul la mașină. Scriptura, cu alte cuvinte, spune aici, fiecare să se uite la el și să se judece cu toată fermitatea, cu toată îndrăzneala, cu tot curajul, dar în mod obiectiv. Fiecare să se uite la el și să nu se ierte, să se judece. Că nu eu trebuie să mă iert pe mine, Dumnezeu trebuie să mă ierte pe mine. Dar Dumnezeu mă iartă dacă mă jude. Treaba mea e să mă jude, treaba lui Dumnezeu este să mă ierte după ce eu mă judec. Eu trebuie să fiu cu mine ca un polițist, ca un avocat, ca un judecător foarte aspru. Fiecare să se judece pe tine, frate, judecă-te. Uite-te la tine, ce ai făcut săptămâna aceasta? Ce ai vorbit, ce ai simțit, ce ai gândit? Judecă-te, judecă-te aspru, te iartă Dumnezeu dacă faci asta. Ți se oferă onoarea să scapi de păcatul pe care îl ai. Judecă-te. Judecă-te, omule. Uite-te la tine și judecă-te. În amănunt. Verbul acesta, judecă-te, este la prezentul continuu. Adică fă lucrul acesta mereu, nu doar lunar. E copilărește să faci așa. Lunar, nu, ci permanent, judecă-te. Seara când ajungi acasă, fă-ți obiceiul să te judeci și să intri în ziua de mâine fără problemele din ziua de azi. În primul rând, cercetarea trebuie făcută asupra faptelor, dar asupra faptelor de comitere, adică ai făcut ce nu e voie. Uitați ce nu e voie, eu nu am voie să rup floarea asta. Dacă mă vede Laura... Deci nu am voie, dacă eu o rup, este ceva ce nu am voie să fac. Ăsta e păcat de comitere. Păcatul de omitere e că trebuie să o ud. Că dacă nu o ud, e păcatul de a uita să fac ce trebuie. Noi oamenii ne uităm mai mult la păcatele de comitere și ne ferim de ele. Dar păcatele de omitere, adică a uita să faci ce trebuie, sunt la fel de vinovatele ca și păcatele că faci ceea ce nu trebuie. Câți dintre noi la cina Domnului spunem așa: Doamne, trebuia să mă duc la rugăciune și nu m-am dus, e un păcat. Cine știe să facă un bine și nu-l face, a săvârșit un păcat. Oameni buni, acceptați că asta e Biblia. Că ne place, că nu ne place, asta e Biblia. Doamne, trebuia să fac asta și n-am făcut-o, e un păcat. E la fel de mare ca atunci când ai făcut ce nu trebuie. La fel de mare când n-ai făcut ce trebuia. Păcatul de comitere, ai comis ce nu trebuia, sau păcatul de omitere, ai omis, ai uitat ce trebuia, sunt la fel de mari. Când te cercetezi, cercetează-te din amândouă părțile. Doamne, trebuia să fac asta, n-am făcut-o, am uitat, mi-a fost lene, am fost obosit, m-am dus să mănânc, am stat să beau o cafea, Doamne, n-am făcut-o. Apoi, după ce ne cercetăm faptele, fiți cu băgare de seamă, trebuie să ne cercetăm gândurile, sentimentele, tendințele, obsesiile, motivațiile. Citesc cuvântul Domnului. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu și nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte în inima lor fără pricepere și în felul acesta s-a întunecat. De aceea Dumnezeu a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor. Fiindcă nu au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate ca să facă lucruri nelegiuite. În felul acesta au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie. Atenție, lăcomia e păcat. La fel ca și curvia, e același lucru. Oameni buni, e același lucru. Răutatea, e același lucru. Pismă, adică invidie, e același lucru. Ucidere,
ceartă, e același lucru. Înșelăciune, pornire răutăcioasă, instinct răutăcios. Șoptitori, bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născăcitori de rele, neascultători de părinți, alo? Neascultători de părinți, fără dragoste normală, naturală, firească, călcători de cuvânt, neînduplecați, fără milă. Am citit din Romani 1:21, 24, 28, 31. Vreau să vă întreb acum, câți dintre noi ne judecăm în felul acesta? Ascultați-mă, frații mei, că vă vorbesc cu adânc respect și cu multă dragoste. Așa ar trebui să ne judecăm. Nu doar faptele de comitere, ci și cele de omitere, și gândurile, pornirile răutăcioase, neascultarea, nu ne-am ținut de cuvânt, obrăznicia, tupeul, nesimțirea, toate aceste lucruri nu sunt doar lipsite de etichetă umană, sunt păcate înaintea lui Dumnezeu. Dacă nu ne judecăm de ele, rămânem cu ele asupra noastră și Dumnezeu se separă de noi, că nu rămâne în prezența păcatului nostru. Continui să citesc, probabil că știți de unde, Galateni, capitolul 5. Faptele firii sunt cunoscute și sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, neînțelegerile, mâniile, dezbinările, certurile de partide, pismele, ucidiile, bețiile, îmbuibările, alte lucruri asemenea cu acestea. Toate acestea trebuie judecate. Este o judecată a conștiinței. Este prima fază a judecății. Este cea mai ușoară, este cea mai simplă. Ascultă-mă, de păcat nu poți scăpa. Peste 50 de ani, dacă mai trăiești, o să ai păcatul pe care nu l-ai judecat. Orice păcat pe care nu-l judeci va rămâne peste sufletul tău. Omule, rămâne peste sufletul tău. Poate tu luiți, dar Dumnezeu nu. Dacă există un record în America și oamenii aceștia știu tot ce ai făcut cel puțin în ultimii 7 ani, ascultă-mă, Dumnezeu infinit mai mult știe tot ce ai făcut. Orice păcat de care nu te judeci personal printr-un proces al conștiinței, de identificare a păcatului și de spus: Doamne, îmi pare rău de el, iartă-mă, în numele lui Iisus, păcatul acela rămâne. Este marea oportunitate să scapi de păcat ca să nu te duci în iad. Dar pentru aceasta trebuie să fii responsabil și să-ți faci partea. Judecarea personală, judecarea conștiinței. Instanța care mă judecă e propria mea conștiință. Nu mă judecă fratele, nu mă judecă comitetul, nu mă judecă Dumnezeu, nu. Mă judec eu însumi. De ce să ajung eu să mă judeci alții dacă eu mă pot judeca însumi? De asemenea, ar trebui să ne judecăm și în funcție de interesul pe care îl avem pentru împărăția lui Dumnezeu. Dacă nu avem interes pentru împărăția în care am intrat, să știți că ăsta este păcat. Dacă nu avem interes pentru oamenii păcătoși, ăsta este păcat. Pentru că cine știe să facă un lucru și nu-l face, săvârșește un păcat. Cum poate un om să-și aducă aminte de toată complexitatea aceasta de păcate o singură dată pe lună? Mai poate cineva să-și aducă aminte acum o lună ce a simțit, ce a gândit, dacă nu o face seară de seară, seară de seară, seară de seară? Oameni buni, obișnuiți-vă în fiecare seară să vă rezolvați problema și să aduceți balanța la zero. Ascultați-mă, dacă vine Iisus în noaptea aceea și balanța nu-i la zero, să știți că vă las aici ca să o încheiați. Frați și surori, ascultați-mă, e vorba de sufletul dumneavoastră. În fiecare seară aduceți balanța la zero printr-o judecare a conștiinței. Aplecați-vă în fața patului și o judecată personală, o judecată personală. Luați filmul de dimineață de când v-ați trezit. Păcate de comitere, de omitere, gânduri, sentimente, gesturi, atitudini, motivații, interese, obsesii, apucături, tot felul, tot felul, pe toate, luați-le mărunt, mărunt, mărunt. Ce spui 30 de secunde acolo? Nu-i vorba de mine, crede-mă, nu-i vorba de mine, e vorba de dumneata. Poți să nu o faci, dar am datoria să-ți spun ce trebuie să faci dacă vrei să ajungi în cer. Adu balanța la zero în fiecare seară și după ce ai terminat o spune așa: Doamne, acum intru în ziua de mâine fără nimic din relele de astăzi. Dacă vii la noapte, Tu știi unde sunt, în patul ăsta, Tu știi adresa mea, Doamne. Acum sunt liniștit, mă culc în pace și Te ia somnul imediat. Sigur că Te ia somnul imediat. Și sigur că visezi frumos. Te visezi cu îngeri, cu Domnul. Așa da? Nu mai visezi tot felul de babau.
Pavel spune, dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Priviți-vă rog versetul 31. Observați că judecata personală ne scoate de sub orice formă de altă judecată și ne face liberi. De ce să nu profităm noi de oportunitatea aceasta și să ne rezolvăm problema seara de seară? Pentru că se termină o postată, o zi. Al doilea cuvânt pe care îl găsim, versetul 29, îl citesc. Cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu, verbul dacă nu deosebește. Primul a fost să se cerceteze, să se judece. Acesta este să deosebească. Observați, vă rog, că în verbul acesta, aici este a deosebi, a face diferența. A deosebi, a face diferența. Între ce să faci diferența? Între masa Domnului la care participi și între o masă obișnuită, când merg cu Alin și cu fratele Petru și mergem să bem un ceai sau să mâncăm împreună. Aia e o masă obișnuită. E o masă obișnuită pentru existență, trebuie să mănânci de două, trei ori pe zi. Dar atunci când stăm la masa Domnului, nu mâncăm pentru existență. Nu mâncăm de două, trei ori pe zi. Aceea e o masă cu Iisus. E o masă de aducere a minte. E o masă pe fondul sfințeniei, nu o masă pe fondul confortului, pe fondul gustului, nu, ci o masă pe fondul sfințeniei. Ei, cine nu face această deosebire, omul acela are o mare problemă. Aici verbul este diacrino, a face diferența. Acest verb este înrudit cu cel de dinainte, din versetul 28, dar aici arată discernământul de a face diferența între bine și rău. Cum poți face diferența între bine și rău dacă numești bine că poți veni oricum îmbrăcat la adunare? Dacă asta e bine, nu mai e rău, nu? Dacă numești că poți să-ți permiți să vorbești oricum cu cineva, asta e bine, atunci îl califici ca pe un lucru bun. Dacă bine este să nu te rogi și să nu postești, n-ai nicio problemă. Dacă bine este să nu-ți asculți părinții, dacă bine este să bârfești și să n-ai nicio problemă, dacă bine este să faci o grămadă de alte păcate și să n-ai nicio problemă, sigur că n-ai de ce să te judeci, că ești normal. Normal, a? Nu poți să faci diferența între bine și rău decât numai dacă numești rău rău și binele bine. Dar dacă iei lucruri din rău și le numești bine, îți rezolvi problema fără să te pocăiești. Că spui, pentru mine asta nu-i rău, să fac asta nu-i rău, să fac asta nu-i rău, să fac asta nu-i rău, aleluia, eu am scăpat. Ai scăpat, a? Versetul 31, dacă ne-am judecat singur, n-am fi judecați. În versetul acesta întâlnim un alt verb, al treilea dintre cele patru. De data asta este crino, aici este a ancheta. Știți ce înseamnă să anchetezi? Adică vine autoritatea și îți spune, vreau să caut în casa ta, în sertarele tale, în geanta ta, în buzunarele tale, vreau să te pun la aparatul de detectat minciuni, te anchetez. Adică te caut, numai eu te caut acum. Wow! Nu mai îți spun ție să te caut, să te judești tu, de data asta te judec eu, vino încoace. Întoarce buzunarele pe dos. Fă haina așa, scoate portofelul, deschide sertarul. Vreau și în dormitor, vreau și în closet. Vreau și în diplomat, în geantă, deschide-l, deschide-l. Acum nu tu te judeci, eu vin și te judec, de fapt nu eu, Dumnezeu. Observați ce se întâmplă, când tu nu te judeci singur, lucrurile nu se opresc aici, nu scapi. Acum intră Dumnezeu în acțiune și face anchetă. Dacă n-ai vrut tu singur să te pocăiești și ai râs și ai glumit și stai până la 3 dimineața în downtown și vii acasă mor de somn și nici nu mai ai timp să-ți faci șaur că ești obosit și poc în pan de mâncat și nu te mai rogi, păi ce să te rogi la 3 dimineața? Și nipa ai, trebuie să stai până la 6 să spui toate prostiile care le-ai făcut în noaptea aia. Păi așa da pocăință. Tu vrei să ajungi în cer în felul ăsta? Poți să crezi ce vrei, dar o să ai o mare surpriză. Mai am nevoie doar de două minute, este puțin târziu, închei imediat. Când un credincios își face judecată personală cu scopul să se pocăiască și să se lepede de păcatul pe care îl găsește în el, Dumnezeu îl iartă pe cel credincios și nu mai e nevoie să-l ancheteze. În situația în care un credincios nu se judecă pe sine și numește răul bine și binele rău, Dumnezeu atunci vine și îl judecă. Dacă ne-am fi judecat,
Dacă ne-am judecat singuri, n-am mai fi judecați. Dar când nu ne judecăm, ne judecă Dumnezeu, nu ne lasă în pace. Dumnezeu vine și face El ce n-am fost în stare să facem noi. Dar acum e puțin mai grav. Ascultați cuvântul Domnului. Când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Ca să n-ajungi la judecata de la tronul alb, la sfârșit, după mileniu, judecata de la tronul alb, aia e judecata cea mare. Acolo sunt judecați necredincioșii, lumea. Ca să n-ajungi să fii judecat atunci și pentru că nici tu însuți nu vrei să te judeci, vine Dumnezeu cu nuiaua. Ia du-te tu la spital o săptămână, două. Zice, neputincioși, bolnavi și nu puțin dorm. Acolo cuvântul dorm, n-am timp acum să citesc 10 versete cel puțin, e același verb pe care îl folosește Pavel când e vorba de a adormit, adică a murit, a plecat la Domnul. Starea temporară, explicam joia trecută. Neputincioși, bolnavi și unii chiar mor. Asta nu înseamnă că toate bolile sunt consecința păcatului, nu mă înțelegeți așa? Nici că toate neputințele sunt consecința păcatului, însă multele sunt. Când nu te cercetezi singur, vine Dumnezeu și te cercetează. Și ți-a, ba-ți-a mașina, ba-ți-a sănătatea, ba-ți-a, ți-a Dumnezeu, știe El ce să-ți ia ca să te doară. Pentru că El vrea să te trezească, să nu rămâi în starea asta până la sfârșit. Că dacă rămâi în starea asta și mori în starea asta, atunci la judecata de la tronul alb după mileniu vei fi acolo, dar nu cu cei credincioși, că cei credincioși sunt judecați acum. Se judecă ei sau judecă Dumnezeu și îi pedepsește. Dar dacă nu te judești tu și nu te pocăiești nici în judecata lui Dumnezeu, atunci ești ca un om necredincios care rămâi cu păcatul în tine și mergi la judecata de apoi. Oameni buni, sunt trei judecăți. Judecata mea personală, și asta e cea mai bună. Dacă eu nu vreau să mă judec eu personal, să mă judec eu pe mine, a conștiinței, atunci vine Dumnezeu și mă judecă și mă pedepsește cu o nuia omenească, cu necazuri, cu boli, cu nenorociri, cu tot felul de încercări, ca să mă trezească. Eu nu-mi bat copilul să-l omor, dar un pic îl încerc să-l aduc pe calea cea bună, că dacă îl las așa n-are minte, până se face mare. Așa face Dumnezeu cu noi, până mergem la El și suntem ca El, ne mai aranjează. Niciun om nu-și bate copilul când e cu minte, nu? Dar când nu-i, păi îl lași odată, îl lași de două, îl lași de trei, dar folosești nu iau, să nu se ducă în ea și spui, ia vină tu încoace. Așa spune și Domnul, ia vină încoace. Dacă ne-am fi judecat singuri, nu ne-ar fi judecat Dumnezeu. Dar pentru că nu ne judecăm singuri, ne judecă Dumnezeu ca să nu fim pedepsiți odată cu lumea. Dar pe cine judecă Dumnezeu aici pe pământ și nici atunci nu se pocăiește, sunt oameni care, inexplicabil, nu se pocăiesc nici în urma necazurilor. Îi trece Dumnezeu prin foc, prin apă, prin tot felul de necazuri. Oameni buni, sunt atât de rezistenți, sunt ca diamantul, nu se pocăiesc. Oamenii aceștia merg după mileniu. Există judecata de la tronul alb, înainte să fie distrus pământul acesta și cerul și să fie un pământ nou și un cer nou. E, atunci există judecata de la tronul alb. Acesta este verbul al patrulea pe care eu nu-l mai citesc pentru că este târziu și nu vreau să vă ispitesc și nici să vă stric seara. Am vrut neapărat să închei lecția aceasta și de fapt nici acum n-am încheiat-o, că ar fi trebuit să vorbim puțin despre cei ce au adormit, despre cei care sunt neputincioși și bolnavi. Vreau doar să vă spun următorul lucru, frați și surori. E o mare onoare după ce ai greșit, ai avut o slăbiciune sau ai păcătuit, că ești om și ți-a scăpat. În clipa aceea, ca să nu uiți, dacă ai posibilitatea, pleacă-te pe genunchi și petrece un timp cu Domnul și spune-i, Doamne, te rog să mă ierți. Ți-am promis că nu mai fac asta. Mi-a scăpat din nou. Iartă-mă, Doamne, ce mai pot să fac? Iartă-mă și curățește-mă. Dacă nu poți face asta în gândul tău măcar și diseară când te duci acasă, ia-le mărunt, adu balanța la zero. Ca să te culci în pace, omule. Dacă tu nu faci asta azi, nu o faci mâine, nu o faci poimine, nu o faci răspoimine, Dumnezeu primește următorul raport de la înger. Am pe la 94-15 Michael Core pe cineva care de două săptămâni de zile e cu balanța, vai! Și atunci Dumnezeu trimite un înger cu biciu și troznește pe stradă. Și atunci încep să plâng, atunci sip, atunci îmi adun copiii și nevasta, Doamne ai milă, Doamne ai milă, Doamne ai milă. Asta e a doua fază a judecății. Măcar acum dacă mă pocăiesc e ok. Dar dacă nici acum nu mă pocăiesc și rezist așa prin viață, în încăpățânarea mea de care vorbea cuvântul Domnului mai devreme, mai există a treia fază a judecății. Dar acolo nu mai există pocăință și mântuire. Aici există pocăință și mântuire la nivelul judecății personale sau la nivelul cercetării și judecății lui Dumnezeu când te pedepsește pe pământ. Da, dar dincolo de aceste două, a treia fază și ultima a judecății, judecata de la tronul alb, acolo nu mai există pocăință. Acolo există doar duceți-vă de la
mine, blestemaților, că nu vă cunosc. Păi, Doamne, am cântat, am predicat, am... Dar balanța a fost la zero, nu. De ce? Păi să vezi că n-am știut. Haideți să stăm înaintea Domnului și să ne disciplinăm. Să nu fim ca cineva care are nevoie să fie când așa, când așa. Nu. Pe noi Dumnezeu ne-a dat ce are El. Ne-a dat judecată. Ne-a dat capacitatea să ne disciplinăm. Și ne-a dat minte. Să o folosim nu doar ca să facem business, nu doar ca să trăim bine pe pământ, ci să o folosim și ca să avem acolo un loc, lângă pieptul Mântuitorului, unde este locul nostru. Iubită Biserica Domnului Iisus, vă invit să petrecem câteva clipe de rugăciune înainte să ne despărțim în seara aceasta și mila și bunătatea Domnului, Duhul Domnului, să ne vorbească mai mult decât am reușit eu. Vă invit să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm Domnului împreună. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.